Dragnea, ofensiv total pe legile justiciei, avertisment sublinierei pentru Klaus Iohannis, această disperare se va încheia. Eful PSD, Liviu Dragnea, declan sublinierează ofensiva total pe legile justiciei. Liderul Camerei Deputaților le-a declarat război celor din opoziție care contest legile la Curtea Constituțională, sublinierei le transmite ce acestea vor intra în vigoare. Mai mult, Dragnea anunță sublinierei codurile penale vor fi schimbate cât de curând, sublinierei îl avertizează sublinierei pe Klaus Iohannis. O grupare de partide care susține statul paralel, susține să se continue abuzurile, susține ca lumea tenebrelor se continue. Noi avem un pachet de legi normale, CCR a declarat aproape toate legile constituționale. Această disperare se va încheia. Nu pot opri mersul democrației. Vedem dacă sublinierei presubliniere dintelele promulg. Vor intra în vigoare. E o reformă dorită a sistemului de justiție. Modificarea codurilor penale se va finaliza cu texte în concordanță cu deciziile CEDO, ale Curții Constituționale. Aceste două acțiuni vor fi duse până la capete cu toate piedicile, sublinierei încercările de intimidare. Nu a contat ce ai e subliniere IT la ideal de la ploie subliniere T. Nu a contat asta. Sunt acelea sublinierei practici, sublinierei la bucure, subliniere T. E un proces pe care statul paralel nu-l mai poate opri, a spus Dragnea, care râde de inițiativa UZFR penali în funcții publice. Să depune inițiativ ce cenesc. Nu mai e partid politic, a mai spus Dragnea.